Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit în studio TV Prim, Radio Prim și ne puteți audia și online pe pagina noastră web tvprim.md. Suntem în emisie directă și vom discuta astăzi despre lucrările Congresului al 5-lea al PLDM, care a avut loc duminică la Chișinău. Invitatul meu din studio este domnul Valeriu Țarigrațchi, vicepreședintele Partidului Organizației Teritoriale Glodeni și președintele Raionului Glodeni. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule Țarigrațchi, știu că ați participat la lucrările Congresului al 5-lea al PLDM. Care au fost subiectele puse în discuție și cum se reflectă ele pentru Raionul Glodeni? Da, la 11 decembrie au avut loc lucrările Congresului 5-lea al Partidului Liberal Democrat din Moldova. În cadrul acestor lucrări au participat 28 de delegați din componența organizației raionale a Partidului Liberal Democrat, unde am participat și eu. Trebuie să spun că acest congres era așteptat de noi și este un congres ordinar unde a fost audiat raportul președintelui cu privire la activitatea partidului între congrese. Au fost audiate raporturile comisiilor de cenzuri, comisiei de etică, au fost dezbateri pe marginea raportului, dar și au fost alese nouările organe ale partidului, în primul rând președintele și Consiliul Politic, programul partidului, schimbări în statutul partidului. Deci a fost un congres ordinar și un congres de lucru. Ce vreau să menționez? Vreau să menționez că acest congres a fost marcat de ideea că Partidul Liberal Democrat din Moldova este deja un partid care participă în actul de guvernare și reprezintă cel mai puternic partid dintre partidele cu orientare democratică, având cele mai mari reprezentanță cât în Parlament, atât și în cadrul consiliilor raionale, în cadrul primăriilor, dar și în cadrul președinților de raioane. Și evident că această situație a marcat partidul. Și evident că în aceste situații noi, cei din partid, deja avem alte sarcini în condițiile de guvernare. Vorbeam că am audiat raportul președintelui, președintelui partidului, domnul Vlad Filat, în cadrul căruia a fost făcută o retrospectivă a acelor activități, dar trebuie să menționez că au fost niște activități zbuciumate. Și, stimați spectatori, telespectatori, dumneavoastră cunoașteți că ultimii doi ani au fost niște ani furtunoși, marcate de alegeri în campanii electorale și la nivel parlamentar, dar și la nivel local. Și, din păcate, situația politică din țară nici astăzi încă nu s-a liniștit, să-i spunem așa. Dar iată, în acest timp furtunos, ceea ce a fost marcat de către domnul președinte Vlad Filat, este următoarea că toți membrii de partid PLDM, aflându-se în anumite funcții, și-au depus efortul pentru ca țara noastră să prospere. Aș vrea să vă întreb, pentru că sunt sigură că președintele Vlad Filat, președintele partidului, a vorbit despre reușitele partidului și care sunt ele? Ce ați reușit în această perioadă, în acești deci, doi ani? Cel mai important lucru a fost și este, de fapt, imaginea țării noastre în exterior. Dumneavoastră știți că guvernul Filat a primit țara cu niște relații dezastruoase cu toți vecinii. Deci, practic, erau rele și cu vecinii apropiați, vorbesc de România, Ucraina, dar și cu vecinii strategici, vorbesc de Comunitatea Europeană, vorbesc de aceeași Rusie, Statele Unite. Cu alte cuvinte, Republica Moldova se afla, practic, într-un blocaj politic în privința relațiilor cu țările apropiate. Și noi toți cunoaștem că într-un timp record, Ministerul de Externe, condus de membru PLDM, Iurie Leancă, prim-viceprim-ministru,
a făcut niște eforturi extraordinare pentru ca să schimbe această imagine. Și Republica Moldova astăzi este o istorie de succes pentru Europa. În timp record au fost elaborate și efectuate demersurile la cancelarele orientale, dar nu numai, chiar și în România, Ucraina, Rusia, pentru ca Republica Moldova să devină un partener calitativ nou în dezvoltarea europeană a lumii. În acest context trebuie să menționez că dumneavoastră ați fost și noi toți am fost martori cu venirea demnitarilor din Statele Unite, cu venirea demnitarilor din organele comunității europene. Pe parcurs, Partidul Liberal Democrat din Moldova a devenit și membru observator a Partidului Popular din Europa, care este partidul de guvernare, care are președinți de țară, așa cum este Angela Merkel, președintele Franței și așa mai departe. Cu alte cuvinte, importanța politică a partidului a fost închegat în acel proces de a ridica imaginea țării în exterior. Și să știți că atunci când am pornit în campanii electorale și când am pornit cu sloganul Moldova fără sărăcie, suntem foarte conștienți că pentru a ajunge la acest scop nu este de ajuns singur noi să căutăm în interior resurse. Dar resursele cele mai importante pot veni la noi de la exterior. Este vorba din exterior, de investiții, de participarea businessmenilor străini în economia noastră, a noștri, să plece la studii în țări peste hotare pentru ca să dezvolte această parte economică. Și anume, acest lucru ne face să avem speranță în viitorul economiei Republicii Moldova. Vreau să zic, dacă dezvoluim acest subiect, chiar ieri am participat la ședința Forumului Dunărean la Chișinău, unde a participat și o comisie impunătoare a acestui forum, parte componentă a căruia sunt toate țările din bazinul Dunării și la care Republica Moldova a aderat mai demult, dar practic noi nu am avut nici o participare reală în atragerea de fonduri din acest organism. Ieri am avut o discuție foarte concretă și cred eu că în urma acestor discuții vom întreprinde pași concreți pentru atragerea de finanță aici la noi, nu numai în Glodeni, dar vorbesc acum și în calitate de vicepreședinte a Agenției de Dezvoltare Nord, în cadrul căreia între toate raioanele din Nord. Și noi avem niște șanse extraordinare să devenim o țară, să spunem, cu statut de plin, nu numai pe hârtie, dar și în realitatea acestei asociații. Avem mari speranțe în această asociație și acesta, de fapt, este productul activității Ministerului de Externe și în speța ministrului domnului Leancă, care este membru Partidului Liberal. Deci încălzirea relațiilor cu țările din vecinătate este un mare succes care nu este negat de nimeni, dar încă alte succese. Aș vrea să enumerați și alte succese realizate. Evident că aceste succese, această activitate și generează viitoarele succese. Și anume, tot ce ține de partea economică. Accesarea diferitor fonduri, obținerea diferitor priorități în privința exportului de producție din Republica Moldova, care a crescut considerabil anul acesta și se așteaptă cel puțin o triplare până la sfârșitul anului a volumului de exporturi, a și permis ca în Republica Moldova să se ridice PIB-ul sau produsul intern brut. Chiar să spunem aceeași situație cu Rusia, când au fost blocate exporturile de vinuri și de fapt iar existau numai una, două întreprinderi preferențiale care aveau dreptul să exporte. Acum producătorii de vin s-au deblocat această situație, evident, contrar, în dependență de calitatea produsului. Și nu numai.
Acum, dacă observați și dumneavoastră din presă, presa rusă atestă că, de fapt, vinurile noastre moldovenești, ponderea lor este mai mare în vest decât în est. Deci, piața s-a lărgit în Europa. Vorbim de România, Polonia, țările baltice, deci care încet cu încetul primesc acest produs și se bucură de succes. Am dat numai un exemplu, dar vorbim și de fructe care se exportă și se exportă în țările cât în est, atât și în vest. Deci această activitate diplomatică ea ne deschide niște uși. Depinde de noi ca noi să putem să fim capabili să deschidem ușa, să intrăm și să ne folosim de cele drepturi pe care le are orice cetățean, orice țară normală în lumea asta. Domnule Țărgrațchi, ați vorbit despre ameliorarea relațiilor externe a Moldovei cu alte țări, dar aș vrea ameliorarea acestor relații încă nu se simte pentru cetățeanul simplu. Ce alte succese, ori insuccese ale Partidului Liberal Democrat? Păi nu prea aș fi de acord că nu se simte. Uitați-vă, deja există o statistică ceea ce ține de cetățenii care se folosesc de microtrafic la frontieră, care de fapt tot este un succes a premierului și a ministrului de externe. Sunt deja sute de mii de cetățeni din zona de frontieră care se folosesc de acest trafic de frontieră și își organizează micul său business. Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar, că nimeni nu o să vină să ne aducă peștele pe masă. Ni s-a dat undița, trebuie să pescuim. Asta și este un succes care apare din aceste activități. Mai mult ca atât, dacă ne întoarcem la noi acasă, dacă observați și noi săptămâna trecută am primit bugetul raional, ce ține de activitatea financiară în țara asta, s-a întreprins măsuri ca viitorul buget sau bugetul anului viitor să fie unul în creștere. Și el spre asta merge, noi o simțim și la noi în raionul Glodini. Cu 10 milioane în comparație cu anul 2011, bugetul raional va fi mai mare. Și evident, poate că ne-am fi dorit să fie mai mult, dar reieșim din realitățile care le avem. Cel puțin este o asigurare că activitatea instituțiilor, școlilor, grădiniților și altor instituții de stat nu vor fi blocate, dar invers vor fi ameliorate. Și asigurarea financiară la acest subiect este și va fi. Să știți că lucrurile astea nu se fac așa pur și simplu, întâmplător. Cu atât mai mult că din bugetul statului la noi în raion, iată numai pe parcursul anului ăsta, au fost finanțate obiecte de menire socială în valoare de peste 2 milioane. Aceste și pentru anul viitor este preconizat iarăși o finanțare din bugetul de stat pentru obiecte de 2 milioane 600 de lei. Deci sunt niște lucruri foarte clare care merg în ascensiune. Știu foarte bine cei de la Petrunia, limbenii noi, limbenii vechi, Cuhnești, Vișoara, Caminca, chiar același Hâșdigheni, că au fost resurse pentru reparația și a școlilor și a grădinițelor. Astea sunt niște lucruri care zi cu zi se acumulează și se realizează și spre asta mergem. Spre reparația drumurilor, vorbesc de ceea ce a fost făcut anul ăsta și ne dorim și mai multe. Dar evident că